Bun găsit, prieteni, la Eurocast 2024, un proiect susținut de Betano și care se dorește a fi un preview la o vară fierbinte, pentru că în sfârșit suntem după mulți ani la o competiție mare fotbalistică, este vorba de campionatul european din vara acestui an. România se întoarce acolo după 8 ani, a mers rar și foarte rar, din păcate, în ultimele decenii și trebuie să știm să ne bucurăm de această prezență, dacă o să facem și rezultate, cu atât mai bine. Și ne-am gândit pe parcursul acestui proiect să invităm oameni care au avut o relevanță mare în ceea ce înseamnă prezența României la precedentele ediții și cu care avem ce să discutăm. Unul dintre aceste personaje este Victor Pițurcă, alături de mine. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă salut. Vă salut și eu. O să vă arăt o fotografie. În urmă cu 16 ani făcută, dumneavoastră pe bancă la campionatul european în 2008. În Elveția. În Elveția, da. Știți, se spune despre un arbitru că nu e mare dacă n-are fie o finală internațională, fie pe plan intern un Steaua Dinamo. Se zice de un antrenor de echipă de club că nu e mare dacă nu ia un titlu, un trofeu, ceva. Despre un selecționer se spune că nu e cu adevărat împlinit dacă nu merge la un euro. Sunteți de acord cu chestiunea asta? Da, mi se pare normal să se gândească așa. E foarte normal. Iată fotografia. Da. Da, mi-aduc aminte. Care e prima amintire care vă vine în minte așa, de la, dacă ar fi să vă gândiți la întreg acel turneu final? La prima amintire și cea mai plăcută este bucuria suporterilor din tribună. Adică, mai ales la meciul cu Italia, am simțit așa o fericire pentru suporterii noștri. După meci, eu eram puțin așa amărât că nu am câștigat jocul, am ratat acel penalti, a ratat Mutu, dar am simțit așa o bucurie din partea oamenilor extra. Erau pur și simplu mândri de echipa națională, a meciului cu Italia. Și chestia aia v-a încărcat pozitiv. Da, m-a încărcat pozitiv. Știam că după meciul cu Italia, fiindcă jucasem cu Franța, jucasem cu Italia, efortul jucătorilor fizic, psihic, să se încale afară de mare și știam că meciul cu Olanda va fi extrem, extrem de dificil. Din toată cariera dumneavoastră de antrenor, fie că a fost la club sau la echipa națională, v-ați simțit cu adevărat atunci cel mai antrenor? La nivelul ăla, cu adversarii ăia, să vă cânte ei, nu să fiți la un turneu final? Păi, îți imaginezi, am pierdut un turneu final. Eu fiind cel care am calificat echipa națională. Să ne întoarcem exact. Și la... Și n-am fost la acel turneu final. Iată că am reușit o altă calificare, sigur. De fapt, ăsta e eul fotbalului. Să particip la un turneu final și eu simt așa o mare nereușită din partea mea că n-am reușit să mă calific și la un turneu final de campionat mondial. Adică am fost foarte aproape la 2014, exact când am ajuns la baraj, am jucat cu Grecia, o echipă accesibilă. Iată că n-am reușit să te califici la un turneu final de campionat european, campionat mondial, e ceva fantastic. Adică cel mai înalt nivel care poate exista. Mai înalt ca o echipă de club cu Liga Campionilor și așa mai departe. Ați amintit mai devreme de ceea ce se întâmplase practic cu vreo aproape 10 ani în urmă de acel 2008, când ați calificat echipa la Euro și ați fost demis. A fost o rană care vi s-a închis greu? Asta dacă vi s-a închis, că poate e o rană care e în continuare deschisă, profesională. Nu a fost o rană așa de mare, fiindcă am revenit imediat la Steaua și munca m-a făcut să uit foarte rapid. Sigur că am suferit pe timpul turneului final, când știam că eu am muncit, cât am tras cu băieții de să ajungem acolo și nu eram, dar n-am avut timp. Munca m-a făcut, în momentul când mă implic undeva la club sau la echipa națională, uit
totul, mă dedic 100% la acele munci. Da, bănuiesc că momentele alea după demitere au fost complicate. Au fost complicate, da, și m-am... Nu credeam că se va întâmpla, nu, cu toate că Mircea Sandu îmi spunea tot timpul, băi piții, mergi și vorbește cu jucătorii, că dacă nu, să știi că eu sunt de partea jucătorilor. Băi, e problema ta de partea cu ei, pe mine nu mă interesează, jucătorul e jucător, trebuie să-și vadă de treaba lui, selecționerul e selecționer, niciodată nu mă voi duce, indiferent cum se numește jucătorul respectiv, să mă scuz eu într-un fel sau, de fapt, acolo și n-au avut dreptate jucătorii, nici Gică, dar... Asta a fost situația atunci. Deci, da, nu considerați acum, că povestea e încheiată, că ați exagerat sau sunteți împăcați cu decizia? Nu, eu n-am exagerat, eu am făcut totul normal, ca la carte. Nu am exagerat. Cel care a fost de vină și a dat seama și mi-a spus tot timpul a fost președintele Federației, Mircea Sandu, care după acea perioadă a revenit la mine, după nu știu câți ani, care echipa națională iar nu se calificase și am reușit... calificarea la turneul final din Elveția-Austria. Giovanni Becali a povestit o chestiune recent. A zis, i-am dat telefonul Pițurcă într-o seară și i-am spus, avem un avion privat, urcă-te cu mine în avion, mergem la Istanbul, ne punem la masă și rezolvăm. Și ați refuzat. E adevărat? Dar nu mai țin minte să-mi fi dat Giovanni telefon, dar nu numai el, Mircea Sandu... În fiecare zi l-a sunat și anumiți oameni importanți, chiar din politică, să mă roage să... Nu, am refuzat. Am refuzat fiindcă, încă o dată, jucătorul este jucător, antrenorul este antrenor. Nu se întâmplase ceva deosebit, adică eu înainte de a da acea declarație vis-a-vis de premierea jucătorului, fiindcă de aici am înțeles că s-a... Eu vorbisem cu Gică, dar în sfârșit nu vreau să mai revin la o chestie care deja e de domeniul trecutului și numai în România se putea întâmpla, dar asta a fost. Da, spuneți și dumneavoastră că nu luați în calcul varianta de emiterii, că nu vă gândeați că până acolo va merge Mircea Sandu și că ați fost surprins. Când da, practic s-a întâmplat. Am fost surprins. Eu am crezut că el va analiza bine situația, se va gândi și fiindcă jucătorii și dacă nu eram eu demis. Până la urmă, el ca președinte trebuia să... Jucătorii, era vorba de Gică. L-a atras și pe Gică Popescu în chestia asta, care eu știu că nu i-a convenit, dar asta a fost situația. Ați putut să vă uitați la meciurile acelui turneu final? Da, de ce să nu? M-am uitat. Sufereați, adică n-aveați cum să... Sufereai, bineînțeles, sufereai. Dar n-aveam cum să nu mă uit, adică eu mă uit la... și la meciuri de Liga 2, cum să nu mă uit la acel turneu final și mai ales la echipa pe care o calificasem. Și normal. Când va căuta Mircea Sandu, pentru că echipa națională intrase iar, avea probleme, nu i-a zis, păi ce faci acum, vii la... Nu, dar el atunci, eu n-am mai vorbit cu el, adică eu am renunțat și la bani, am renunțat la banii care îi aveam, fiindcă eu trebuia să rămân în continuare 2 ani de zile, am renunțat și la salariul care l-aveam, era obligată federația să... Ați renunțat de ce? Fiindcă așa am gândit eu în momentul ăla. M-a luat și el cu vrăjeala, că nu avem bani, că nu știu ce, că nu știu cum. Am renunțat. Am semnat cu Steaua atunci și am plecat la Steaua. Deci, pur și simplu am renunțat. Acum, sigur că mă gândesc și eu câte greșeli am făcut. Nu mai o greșeală de genul ăsta. Am și cu Itihadul, când am plecat... Le-am dat bani de la mine. M-au rugat cei care au venit asta și... În sfârșit, așa am gândit atunci. Asta a fost situația. Și țin minte că Mircea Sandu a pus câțiva oameni și m-au sunat ca să revin. Lui era puțin jenă, rușină de mine. Cel care insista mult a fost domnul Viorel Păunescu, care țin minte că eram la Craiova și tot m-a sunat o dată de două ori și ai bă, piții, vină la București că am o treabă cu tine importantă, nu știu ce. Spune, Viole, mai întârzi 2-3 zile. Nu, domne, te rog eu să vii mâine pentru mine. El vrea să vorbească față în față cu mine să revin la echipa națională. Până la urmă a fost o decizie bună.
Da, a ajuns la un turneu final. Da, exact. A fost o decizie. Țin minte cum am găsit echipa atunci. Mutu, Chivu erau făcuți praf de presă, de mass media. Nu știu, cred că pierduse echipa națională atunci cu Danemarca 5-2. Da. Cu Puiu Iordănescu. Da, dar nu după meciul ăla a fost demisior. Nu după meciul ăla. După meciul cu Armenia, în Armenia, cred. Da, după meciul cu Armenia, da. Dar echipa națională era praf atunci. Și țin minte că am format un nou grup atunci când am venit. De fapt, eu de câte ori am venit la echipa națională, am fost obligat să formez un nou grup. Eu n-am avut noroc cu altor antrenori să găsesc un grup deja format. A trebuit să formez un grup și am reușit cu ei. Adică mereu s-a făcut o comparație între, apropo de ce spuneți, când ați fost nevoit să reconstruiți, Iordănescu a găsit niște echipe. Exact. Dar să știți că nici asta nu e ușor, să găsești și să gestionezi și să ai succes. Normal că nu e ușor. Păi el a venit, Iordănescu, țin minte că a venit după Dinu, nu? Da. Am pierdut noi cu Cehia. Cehoslovacia, da. Cehoslovacia, da. Normal. El a câștigat. Dinu n-a câștigat. A pierdut. Da. Cu șansă, cu noroc, nu? În Țara Galilor, iată că ăla a fost punctul de pornire pentru echipa, să spunem, echipa națională, care în ultimii ani a fost cea mai, una dintre cele mai valoroase, nu? Ați simțit, pentru dumneavoastră, dacă ați simțit că aveți o rivalitate cu Puiu Iordănescu ca selecționer, v-ați alimentat în vreun fel chestiunea asta, să reușesc, să-l depășesc, să fac mai bine, mai ales că el... M-am gândit, să știi, și dacă aș fi știut că Iordănescu vine la echipa națională după ce am plecat eu în Arabia Saudită, n-aș fi plecat. În 2014. Pe cuvânt de onoare, da. N-aș fi plecat. Adică n-aș fi crezut. Deci n-ați luat în calcul că ar putea să vină el. Păi cum? De unde? Păi era în federație. Mai antrenat de 10 ani. Era în federație. Tata, el a fost om politic. Nu mai avea treabă cu fotbalul de ani mulți. Și n-a mai fost dedicat fotbalului. Adică a fost om politic și așa mai departe. Da, nu m-am gândit la chestii. A avut loc o scenă, țin minte, deci el sigur visa și probabil trăgea și sforile să ajungă să revină pe banca echipei naționale. Și foarte bine, e normal să gândești așa. Dar țin minte după meciul din Finlanda. Am câștigat acolo 2-0 și seara am avut cu băieții masă și sigur că băieții toți nepiții că te rugăm, rămâi, nu știu ce, nu știu. Când am urcat a doua zi în avion spre România, era Iordănescu, eram pe locul din față și Iordănescu a avut o ieșire necaracteristică lui. Era și președintele, tot staful federal acolo. Și l-am văzut pe el așa puțin transfigurat la față. Băi, Piții, te rog eu să nu pleci de aici. Rămâi la echipa națională, nu știu ce. Eu am rămas surprins de reacția asta. A fost o reacție total așa, nu știu, poate a fost și el mai obosit în noapte. Și mă gândeam pe urmă, uite bă, cum ce-mi zicea Iordănescu și văd că a ajuns selecționer după ce am plecat eu. Deci rezultatele pe care le-a obținut după, vi se par că au fost bune, foarte bune, sau credeți că s-ar fi putut mai mult cu naționala aia? Echipa a mers la Euro? Echipa a mers la Euro. N-a arătat. Sigur că cele mai importante au fost meciurile, nu că sunt eu, care le-am câștigat eu și punctele pe care le-am făcut în primele trei meciuri. Gândiți-vă că după Iordănescu n-a reușit să mai câștige toate punctele cu Grecia, cu Finlanda, punctul meu de vedere, echipa n-a mai reacționat cum a fost. Cumva el a gestionat ceea ce avea câștigat echipa din mandatul dumneavoastră. El a mers pe grupul respectiv, l-a mai adus pe Săpunaru, țin minte, pe PAP. Eram înaintea meciului cu Irlanda și, nu știu, eram la antrenamente, eu n-aveam telefonul la mine, telefonul mă suna să pui Iordănescu de 15-20 de ori.
Și l-am sunat, ce pule, ce se întâmplă? Bă, te rog eu, spune-mi și mie cu cine să joc fundaj dreapta, că nu am cu cine să joc cu Irlanda de Nord. Ce părea aia de pap? Zic, băi, nu mai sta pe gânduri. Iar pe pap, fiindcă pap se și poate bate cu jucătorii irlandezi, și l-a băgat pe pap și a și marcat. Cred că ambele goluri, dacă nu mă înșel. A marcat, da, nu știu. Din ce mi-aduc eu aminte, că recent am văzut rezultatul. Gol a marcat sigur, da. Cred că ambele goluri, da. Da, da, un gol a marcat sigur. Și a reușit. Asta nu-ți aminte mai devreme de Săpunaru. Tot timpul a fost o, poate mult spus, controversă. De ce Săpunaru n-a apărut mai des în mandatul dumneavoastră la Național? Ați avut un conflict cu el, era el un timp conflictual. S-a întâmplat ceva? Care a fost? Nu s-a întâmplat nimic și pur și simplu nu-l vedeați dumneavoastră? Nu. Eu aveam încredere în el și mizam pe la echipa națională. Dar așa a fost să fie. Au fost anumite motive. Țin minte că când am revenit la meciul cu Franța, primul meci disputat pe noul stadion. 2011. Da, țin minte că s-a accidentat la încălzire. Nu, a fost în regulă, nu? El se comporta ca un profesionist, chiar și glumeam cu el, că el era mort cu Rapid, avea prin cameră toate steagurile Rapidului când venea după în... N-ați avut probleme cu el, de niciun fel. Nu aveam nicio problemă. Singura problemă am avut-o cu el când, la sfârșitul campionatului, aveam două meciuri de verificare în Elveția și cu Austria. Și el mi-a dat telefon că și-a luat bilete de vacanță și că nu poate veni. Mi-a spus, băi, nu se poate să... Nu accept așa ceva. Nu se poate să nu vii. Și atunci am încheiat cu el. Nu l-am mai chemat, pe urmă da declarații că nu mai vine la echipa națională, că sunt eu antrenor. Asta a fost totul. Nimic altceva. Asta el, a fost motivul. În cantonamentul echipei naționale și tapeta pereții cu Rapid, cu asta. Da, și avea imnul Rapidului. Da. Păi și el cu cine stătea în cameră? Nu mai țin minte cu cine ținea, dar era nebunit cu Rapid. Și v-a șocat chestiunea asta? Sau las-o asta? Nu, mi-a plăcut. V-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Cum? Dacă un om iubește un club și foarte bine, foarte bine. Și uite că acum și lui se datorează saltul Rapidului, da, bineînțeles. Da. Și... Apropo de apartenența asta foarte vizibilă a unui jucător pentru o echipă, și mă întorc la Euro 2008, Florin Bratu v-a acuzat, a spus recent că el crede că dumneavoastră l-ați ocolit la selecție atunci, pentru că s-a bucurat excesiv în acel meci Dinamo-Steaua din 2008, când Dinamo practic i-a pus piedică Stelei să ia titlul. Dumneavoastră nu erați la Steaua atunci, dacă astea sunt declarațiile lui. Nu și cred. Că s-a simțit frustrat realmente că n-a fost în lot, pentru că el crede că merita să fie în lotul de Euro. Da. Nu cred, nici nu știu de acest episod, că s-a bucurat el foarte mult, abar n-am. Da, nicio legătură. Un selecționer... Dacă gândești așa, înseamnă că e unul dintre cei mai slabi care poate să existe. Nu, trebuie să ai resentimente și să iei jucători în funcție la ce club joacă. Păi eu, când eram la echipa națională de tinere, cei mai mulți jucători aveam la Dinamo. Cei mai mulți jucători la Dinamo. Contra... Cine mai era? Florentin, Petre și alții, mă rog. Florentin, Mihalcea, Vâldan, Tararache, cei mai mulți jucători. De ce? Fiindcă erau valoroși. Nu. Eu ca selecționer, în jucătorii care am avut încredere, pe aceea i-am selecționat. Bineînțeles, jucătorii valoroși, vorbesc de jucătorii valoroși. Nu? Au fost jucători care poate meritau să vină la echipa națională. Nu? Și un Dănciulescu și un... Nu, vis-a-vis de Bratu, nici gând. Nici gând. Da. Deci n-are legătură cu chestiunea aia. Da, păi ce legătură să aibă? Păi aveam atacant, el era atacant. Nu? Aveam trei atacanți. Aveam pe Marica, pe Nicolae și pe celălalt Nicolae. Și pe Mariu și pe... Acei jucători am luat, sau au fost trei jucători. El probabil era al patrulea. Asta a fost situația. Au mai fost jucători care am mai auzit diferite, că am jucat la Rapid, că am jucat la... Dinamo, nu, nicio legătură.
A spus mereu că dumneavoastră n-ați făcut rabat de la disciplină și că ați impus chestiunea asta. Au fost jucători pentru care ați închis ochii la anumite acte de indisciplină, gândindu-vă în sensul, bă, ăsta totuși e bun, mai accept și eu anumite chestiuni, gen Mutu. Gen? Bun, Mutu n-a fost cel mai indisciplinat. Nu a fost Mutu. Nu a fost Mutu. Cel mai... nu știți și de episoadele lui Gabi Tama și... Nu, sigur că am mai închis ochii. Adică toată viața asta am făcut. Am jucat fotbal. Știu ce înseamnă un jucător de fotbal. Nu. Am mai trecut cu vederea. Multe lucruri. Multe lucruri. Să și pe Mutu. Zi-vă pe Mutu când a avut acel episod cu... în Anglia, cu Mourinho și el, da. L-am adus la, a plecat la Juventus, era nepregătit, l-am adus la echipa națională și am riscat cu el, l-am băgat în Olanda, țin minte, am pierdut cu 2-0 la Rotterdam. Știam că e nepregătit. A avut niște ocazii și s-a împiedicat, s-a împleticit, s-a văzut că nu mai are forță să marcheze. Dar pe urmă am beneficiat de valoarea lui mai târziu, nu? Trebuie să-l ridici jucătorul puțin când are jucătorul valoros care știi că ai nevoie de el. Da. Asta cred că e o fotografie, nu știu dacă e de la Euro de atunci. Nu, e de la Euro după meciul cu Italia. De atunci e după meciul cu Italia? După meciul cu Italia, dar era foarte supărat. Euro, dacă scrie și pe poza. Da, nu, 100% știu. I-am spus, băi, asta e. Eu atunci când am avut penalti, am strigat la Cristi Chivu, care veni să bea apă la margine și i-am spus, băi, te rog frumos, du-te la Adrian și spune-i să dea tare în colțul lui, în partea dreaptă a portarului, în stânga lui. El își lua avânt și șuta formidabil cu interiorul în colțul din dreapta portarului, n-avea portarul ce să-i facă. A încercat, a strigat la, nu știu la cine a strigat, dar n-a mai avut timp să meargă, să-l anunțe. A schimbat colțul, că rămânea după antrenament și îi bătea lui Buffon și știa Buffon că da acolo. Și dacă știa, dă-i tare. La penalti, să nu creadă lumea că atunci când portarul fuge într-o parte și jucătorul bate în cealaltă parte la fentat, nu, acolo dă el. Dacă dai... nu dai bine, nu lovești bine mingea și ai ghinionul ca portarul să fugă acolo, poate să-ți pareze mingea. Mai sunt jucători care în anumite momente pot să și vadă. Eu, de exemplu, când băteam penalti, vedeam, dar câteodată nu vedeam, mă înșelam, mă păcălea portarul. Adică și dădeam în ce și... Nu, penalti se bate tare într-un colț și nu are nicio șansă portarul să pareze. A bântuit multă vreme penaltiul la ratat? A bântuit multă vreme, fiindcă, gândiți-vă, că ieșeam din acea grupă cu campioana mondială, vice-campioana mondială, eu aveam o relație foarte proastă cu mass media, atunci erau toți câțiva, dar i-a țățat și pe ceilalți. Și ăia erau nebuniți, adică țin minte că după meciul cu Franța, un meci tactic jucat de noi perfect, adică Franța, cât era de mare Franța, n-a reușit să-și creeze o ocazie, două de gol. De-aia spuneam că când pregătești momentul defensiv, chiar o echipă mare nu trebuie să aibă mai mult de două, trei ocazii. Și am jucat formidabil și nu ne-a bătut Franța. Sigur că unii din colegii tăi, poștii colegi, așteptau să pierdem cu Franța, îți imaginezi. Mamă, ce a fost a doua zi? Că ce-i, domne, ăsta, fotbal, că nu știu ce, că nu știu cum, echipa națională și bate joc de ea. Oamenii foarte fericiți, toți, suporterii și... Dacă reușeam să batem Italia, campioana mondială, și am jucat la egal, la egal cu ei. Poate ei au avut o ocazie, două în plus, dar și noi am avut ocazii mari de tot. Bară, Chivu, Nicolița a avut ocazie mare să înscrie, Mutu. Am avut o... țin minte chiar la penalti atunci. Am avut corner și Goia a ratat, a dat la 6-7-8 metri, a dat cu... A lovit mingea, s-a lovit mingea peste poartă. No, știți fazele de parcă meciul a fost ieri. Păi cum să... Și-au trecut 16... Ați mai revăzut meciul ăla? Am mai revăzut. Am mai revăzut multe, multe momente ale jocului. A fost considerat unul dintre cele mai bune meciuri ale turneului final. Da.
A spus mai devreme că nu aveați o relație bună cu presa. De ce credeți că nu? Da, simplu. Eu când am venit la echipa națională, chiar și oameni care îi cunoșteam foarte bine, cred că cel puțin 6 luni, un an de zile, am fost făcut praf cu ceea ce mi s-a întâmplat mie în vremea comunismului, când am fost arestat pentru jocuri de noroc. Dacă nu s-a bătut monedă, nu a fost o mare problemă asta. Problema a fost cum sunt eu ca om. Adică mie îmi place când discut cu cineva și pun lucrurile la punct, să rămân așa. Eu tot timpul când am preluat echipa națională, m-am întâlnit cu mass media și am făcut un program, toți de acord. Și am spus, domne, ne ținem de acest program. Niciodată mass media nu s-a ținut de ne urmărea, să da mură în gură adversarului ce lucrăm la antrenamente și așa mai departe. Pe urmă, ceea ce discutam eu se interpreta în fel și fel și apărea cu totul altceva prin... Da, știți că ăsta e rolul presei. Credeți că afară nu e la fel? Nu cred că e la fel. Nu cred că e la fel. Păi, în momentul când noi ne strângem, toți, toată mass media care reprezenta, ne întâlneam și vorbeam. Nu. Țin minte, am meci cu Olanda. Un meci foarte important la Constanța. Eu trimit în Olanda un cameraman, se duce omul prin pădure, trage 1-2 antrenamente, adică a riscat acel om și a costat și bani, iar noi am făcut antrenamentul tactic, după ce vorbisem cu mass media, și a tras tot antrenamentul tactic dintr-un bloc de sus după acolo și a pus la dispoziție lui Van Basten exact ce jucăm noi, echipa și așa mai departe. Da. Cum să nu te superi? Asta e rolul presei. Păi bun. Dovadă că până la urmă am câștigat meciul, adică nu v-am împiedicat presa. Păi nu, dar putem să nu-l câștigăm, poate pe Van Basten. Nu l-a interesat foarte mult ce joacă România. Adică pe el l-a interesat ce joacă el. Dacă l-a interesat ce jucam noi... Rolul presei ăsta este. Acum că v-ați supărat sau păi nu, acum la nivel de echipă națională, rolul presei să dacă discuți și interesul e pentru absolut toată lumea, ca echipa națională să se califice, ce trebuie să faci? Să dai mură în gură adversarului ce joci tu a doua zi? Nu, mie nu mi se pare corect. Dar tu credeți că îmi spui. Știu care e rolul presei. Nu credeți că ați avut de pierdut, că ați avut o relație tensionată cu presa? Păi am avut cu câțiva jurnaliști. Ok, nu, presa în general, ziceam așa. Presa în general, da, cu câțiva jurnaliști, dar acei jurnaliști atâțau. Uite, Horia Ivanovici, care acum văd că a revenit în... Se roagă de mine de câteva luni să merg. Și nu mai a trecut timpul, s-a dus. Și n-am reușit să mă convingă să merg la emisiunea, ceea ce s-a întâmplat. Ați fost tot timpul un tip foarte orgolios. Credeți că ați avut și de pierdut din cauza acestui orgoliu? Am avut foarte mult de pierdut. Eu, în primul rând, că n-am fost un bun diplomat. Dacă eram un bun diplomat, probabil antrenam și echipe din Occident și așa mai departe. Nu, eu știu lucrul ăsta, dar așa am fost eu. Corect, v-ați asumat așa. M-am asumat așa. Adică am mers numai pe mâna mea, n-am mers pe mâna nimănui. Adică niciodată. Ce mi s-a părut și mie, într-adevăr, exagerat, și cred că am și scris chestiunea asta, a fost că după prestația de la acele euro, a fost criticat în mod nejustificat. Pentru că eu am spus așa, dacă în locul României, să presupunem că era Brazilia, să presupunem așa, facem un exercițiu, și nu se califica Brazilia, mie nu mi se părea o surpriză. Să zicem că Brazilia era în grupă cu Olanda, Franța și Italia și nu se califica, ziceai, păi da, e grupa grea. E România, nu ne calificăm și sunteți desființate. Da. Că îmi notasem aici, făcusem un 11 de la cele trei naționale. E greu de făcut, că erau. Da. Și am avea așa, Buffon, Italia, Turan, Franța, Materazzi, Chiellini, Abidal, Vieira, Robben, Pirlo, Thierry Henry, Van Nistelrooy și Del Piero. Dar pe lângă sunt alții care rămân, Gen Ribéry, Gattuso, mulți, Luca Toni și alții. Era campioana mondială, vicecampioana mondială și mi se zicea că Franța câștigase
câștigase turneul final al campionatului european. Țin eu minte. Deci Italia era campioană mondială. Italia era campioană mondială care jucase finala cu Franța. Cu Franța, da. A campionatului mondial. Mondial, da. Dar Franța câștigase... Euro 2000 câștigase. În 2004 câștigase da? Grecia. Surpriza. Grecia? Da. Ah, surpriza din Portugalia, da. Da. Bun, avem și câteva rubrici și v-aș ruga să dați curs. Rubrica Euro Awards, de exemplu. Niște previziuni ale dumneavoastră despre ce va fi la campionatul european din vară. Și o să le vedem imediat și o să vă rog să îmi faceți așa o analiză, cum vedeți dumneavoastră, evident, în opinia dumneavoastră. Da. Prima, cine credeți că va fi surpriza turneului? Dintre cele 24 de echipe, pe cine vedeți surpriza? Atenție, nu înseamnă că să câștige gen Grecia în 2004. Da. Să producă cum a fost Danemarca la precedentul european, care a fost o surpriză. A fost o surpriză, plăcută, da, o surpriză. Nu știu, nu aș putea să zic... Am văzut multe meciuri ale echipelor naționale. Nu m-a dat vreuna peste cap. Scoția, care era neînvinsă, are un fotbal așa mai dificil pentru orice echipă. Mi-a plăcut Cehia. Adică, eu cred că Cehia ar fi o surpriză. Știu că e o echipă și foarte tânără. Da. Da, și Cehia e o echipă extrem de puternică. Dar vorbesc de Cehia acum, că am văzut-o eu jucând. Nu le-am văzut pe toate echipele. În preliminari. Da, în preliminari jucând. Nu pot să-mi dau seama foarte bine, știi? Care ar putea fi surpriza. Iar chiar dacă aș ști echipele acum foarte bine, gândește-te că mai sunt două luni. Cât contează aceste două luni pentru jucătorii echipelor naționale calificate? Contează foarte mult. Și formă și accidentări. Și formă și accidentări. Și e foarte important momentul. Știi că vorbeam înainte, a câștigat Italia turneul final. O performanță fantastică, care nu gândeam că poate câștiga, fiindcă nu mai au jucătorii care erau odată în Italia. Dar ei au câștigat și vorbeam, au fost foarte bine, probabil, monitorizați de antrenori și foarte bine pregătiți din punct de vedere al medicamentației. Au prins și ei acel moment formidabil și antrenorul a adoptat strategia și tactica care a fost cea mai bună și au reușit să câștige. Dar nu Italia era echipa cea mai bună. Okay, și vedem că nu s-a calificat mai departe la turneul final, mondial. La campionatul mondial. Da, da. Da. Și greu s-a calificat și greu și acum. Ucraina, adică Ucraina trebuia să se califice, fiindcă au avut... Să zicem Cehia, așa, ca o posibilă surpriză. Să punem Cehia, da. Cine credeți că va fi o dezamăgire? Știu că e greu să faceți genul ăsta de pronosticuri, dar pe cine vedeți așa? Aici cred că trebuie să alegeți din rândul unei naționale totuși puternice, care nu prea o vedeți cu șanse să facă ceva. Nu știu, s-ar părea din ce am văzut eu să nu cumva Anglia și Spania să fie dezamăgiri. Iar Germania, care a fost calificată direct și au schimbat antrenori în ultimul timp datorită rezultatelor foarte, foarte proaste, Germania, cred, așa cum sunt ei nemții, va avea un cuvânt de spus, așa cred eu. Spania nu mi-a plăcut în ultimul timp, cu noul antrenor. Nu știu, nu-l cunosc bine pe... E de la tineret. Pe acest antrenor, dar nu mi-a plăcut foarte mult. Anglia, o echipă extrem de puternică, cu jucători foarte buni, dar ei tot timpul cam au dezamăgit. Bine, la ultimul turneu final au ajuns în semifinale, au pierdut greu. Nu, au cu Franța, chiar în finală? Da, în da. În semifinală au câștigat cu penalti. Da, exact. Da. Ok, deci să zicem la dezamăgire mai degrabă Spania. Așa gândesc eu. Okay. Anglia tot timpul a avut probleme la turneile finale, au dat kicks. S-ar putea să nu fie așa. Dintre echipele tinere, cea mai bună tânără echipă, avem noi aici rubrica, pe cine vedeți aici? Vede, Turcia, da. Cehia, astea dacă am zis mai de Cehia, tinere, da. Ucraina, nu? Ucraina, da. Ucraina are jucători foarte tineri, foarte buni, dar... Ce am văzut eu și cu Bosnia-Herzegovina și Islanda. Și Islanda, nu mi s-a părut o echipă extrem de solidă.
un grup extrem de, de solid. Sigur, va fi altceva la turneul final, mai ales că jucăm cu ei primul meci și ei se vor concentra, fiindcă știu că primul meci are un rol determinant în ceea ce vei face în grupă. Ești din grupă sau nu ești din grupă? Care echipă va pierde? Va... Da, Ucraina, Cehia, Ucraina. Ăștia ar fi... Deci Ucraina, să zicem, da? Da, Ucraina. Okay. Acum ori niciodată. Adică o națională pe care o vedeți să, că dacă e să facă ceva, la turneul ăsta face, dacă nu face nici acum, puțin probabil în viitorul apropiat. Nu știu. Dar aș reveni tot la Anglia. Anglia, în momentul de față, are un nucleu de jucători formidabil, foarte bun. Adică la ei mă gândesc că dacă nu reușesc nici anul ăsta, joacă împreună deja de câțiva ani, nu reușesc să câștige turneul final, va fi mult mai greu în anii care... Toate că pe Anglia există un... Și pe cine vedeți favorit, pe cine vedeți că va câștiga Euro? Eu văd tot Franța. Franța favorită, da? Au, cred că pot juca cu trei echipe. Eu am zis că au un nucleu. Sunt jucători care nici nu pot prinde lotul echipei naționale, adică au niște jucători formidabili. Neapărat din punct de vedere tehnic, dar fizic sunt incredibile. Și astăzi are un rol deosebit acest factor fizic. Nu te poți lupta. Mulți jucători de-ai noștri, noi vedem, avem exemplu în față. Nu te poți lupta cu jucătorii care, când dai de ei în teren, sunt ca oțelul. Da. Nu te poți... Franța are în de față cele mai bune academii din Europa și cred că și din lume. Exact. Produce pe bandă rulantă. Și au academiile astea au de ani, de ani, de zile. Când am jucat eu din 89 în Franța, aveau academie chiar acolo la Lens, unde am fost eu. Academie, școală, în academie totul faci acolo. Adică știi numai fotbal, numai de fotbal. Chiar v-a ajutat cu ceva perioada aia când ați plecat atunci în Franța? Ca viață, ca fotbal, mă rog, erați pe final de carieră, da? M-a ajutat foarte mult. Cum? M-a ajutat foarte mult. Am învățat foarte mult din Franța ce înseamnă să fii profesionist. Știți că în Franța, în fiecare an, există în rândul fotbaliștilor 102 de șomeri care pur și simplu nu prind contract. Ei vorbeau foarte mult de chestia asta. Adică jucătorul profesionist de fotbal este ușor așa să îți găsești de lucru, de servici în Anglia, în Franța, în Italia. Am învățat foarte, foarte mult. Fiecare an pe care îl petreci, indiferent unde, e o experiență pentru tine. Acum vin din urmă jucători care mi-au fost jucători și care au îmbrățișat meseria asta de antrenor. Pentru ei, fiecare experiență, că e pozitivă, negativă, exemplu Rădoi acum, nu? A schimbat, a fost la un club mare din Emirate, Al Jazeera, a stat doar câteva luni. Spuneți-mi, nu vă lipsește fotbalul? În sensul să fiți activ, nu să, doar să-l priviți, să-l comentați? Îmi lipsește, cum să nu lipsească? Ar fi cum să nu-ți lipsească, ți imaginez. Dar mai mă gândesc că e mai bine să rămân în afară când văd că se pierd meciuri, că câtă răutate există din partea conducătorilor și așa mai departe. Bine, asta vorbim mai mult de fotbalul din România. Da. Adică în România nu mă văd antrenând, fiindcă nu aș putea să realizez ce vreau eu. Adică, eu cred că un antrenor cu experiența mea, cu anii mei de aia, nu ar trebui decât să meargă la un club, să antreneze o echipă care ar lupta pentru obligatoriu campionat și pentru Liga Campionilor. Pentru trofee, adică. Pentru trofee. Unde Liga Campionilor e un trofeu pentru România, fiindcă sunt bani în primul rând. Cu cine să ajungi?
Dacă e de trofee, CFR, de exemplu, e un club care a câștigat trofee cu Petrescu. Nu, nu, nu mă refer la... Nu mă interesează campionatul. Nu vă interesează. Campionatul îl câștigi. Și eu dacă rămâneam la Craiova, dacă vreau neapărat fiecare meci să-l tratez la câștig și să joc, să, numai să câștig, nu aș fi reușit. Aș fi reușit să câștig campionatul. Nu era problemă, da? Pentru că mă interesa Liga Campionilor. Nu Europa League, nu. Liga Campionilor. Cum ajungi acolo? Trebuie să ai echipă de valoare, să muncești un an, doi, cu, da? să faci o selecție. Fiindcă ce văd eu acum, fotbal românesc, când se aduc jucători, se face o selecție corectă, bună. Nu sunt oameni care să aducă jucători. Uitați-vă la Craiova lui Mititelu, uitați-vă la Rapid, care zic că au investit. Păi au investit, dar uitați-vă ce jucători au adus. Care sunt jucătorii aia? Rahmani, toată lumea vorbește de el, că e mare atacant. Nu e mare atacant. Nu e. Este un atacant bun pentru campionatul României, nici măcar nu joacă în echipa națională titular. Nu joacă. Așa, nu joacă. Nu, e un jucător bun pentru campionatul României, are o calitate, sau chiar mai multe calități. O viteză foarte bună și e și marcator, dar e, ca să fii mare jucător, mai trebuie și alte lucruri. Lipsit de forțe, nu poate să joace la un nivel. Când văd Otele, nu? De la, că se vorbește că îl vrea o echipă din Premier League. Aston Villa. E o glumă? E o glumă? Asta e o glumă? Hai să fiți serioși. Nu Otele, ar face față acolo, ziceți? Otele, dacă ar fi să îl cumpere Aston Villa cu 8-10 milioane, 12 milioane, ar trebui să dea câte un gol, două pe asta. Ce fi Otele? Otele e un jucător bun pentru campionatul României, dar și se și vede în jocul CFR-ului. CFR-ul, la fel. Selecția a fost proastă. Au fost aduși mulți jucători care sunt acum, înțeleg că vine Dan înapoi, da, de Dan Petrescu. Deci selecția n-a fost foarte bună, jucătorii nu sunt foarte buni, fiindcă o echipă bună cu jucători buni trebuie să aibă o constanță. Adică faci 3-4 meciuri bune, faci unul mai prost. Păi la noi invers. Invers, așa e. Da. Nu, un jucător valoros se vede imediat în joc. Nu ca Rapid. Rapid bate pe FCSB și pe urmă pierde 3-4 meci și joacă și slab. Adică mă uitam la Bergodi, la meciul cu Constanța, parcă, nu? Că a fost supărat pe arbitru. Cu Farul, da. Cu Farul. Pe centralul Găman, da. Tu trebuia să fii supărat pe echipă, fiindcă ce era în echipă. Mă uitam la Farul când intrau în posesia mingii, aveau atât de multe culoare, spații de joc, Rapidul parcă era echipa păcii, era... Uite-te la echipa ta, lasă arbitru. A făcut arbitru, că n-a făcut arbitru nimic, că n-a dat arbitru în... Uite-te cum a jucat echipa ta. Discutam acum ceva timp cu Răducioi, tot așa la o emisiune, și vreau niște întrebări de la public și una dintre întrebări suna așa. Dacă ar fi să joci acum, îl întrebau pe Florin Răducioiu, la nivelul la care ai fost când te-a luat Milan, cât bani crezi că valora în momentul de față? Și Răducioiu a spus, păi valora mult, că ce era Milan atunci e City astăzi. Și cam are dreptate, că practic, cred că valoram 50-60 de milioane. Vă pun și asta întrebarea. Victor Pițurcă din perioada 86-88-89 de la Steaua, astăzi într-o echipă a Stelei care se repete performanțele alea de atunci, pe câți bani? Sau câți bani credeți că ați fi valorat? Dacă am fi reușit rezultatele, da, care le-am obținut atunci? Exact. Eu cred că fiecare jucător al Stelei costa de la 50 de milioane în sus. Adică eu am spus-o, mi s-a pus întrebarea, domnule, cei mai mari fotbaliști ai țării? Eu nu-l pun nici pe Dobrin, nici pe Hagi. Cei mai mari fotbaliști ai țării au fost jucătorii echipei Steaua, care au câștigat Liga Campionilor. Deci noi dacă am fi în momentul ăsta și am reușit să câștigăm Liga Campionilor, așa am costat. Păi, gândiți-vă ce jucători erau atunci. Era un Iovan, fundaș dreapta, care nu văd acum. Eu nu văd. Sunt câțiva, 2, 3. Bumbescu, Belodedici. Erau fantastici. Fantastici. Bionă, Nistoica, Lăcătu... Erau jucători fantastici. Majaru. Deci,
Asta e părerea mea. Fiindcă văd acum că, domne, ce a adus Guardiola, pressingul avansat. Păi stați, bă, pressingul avansat l-a adus Steaua în anii 86. Noi când aveam meci important, puternic, noi, adversarul nu putea, n-avea pe unde să scoată cămașa. Și era vorba de echipe, adică ca Anderlecht. Păi Anderlecht atunci, înainte de a juca cu noi, vorbeam cu loții. Aveau jucători două, trei clase peste noi. Atunci, în momentul ăla, înainte de a juca cu noi, urmă, când, după ce am jucat noi, am fost noi mai buni, că i-am surclasat. Dar așa, din echipa aia Stelei de atunci, care credeți că ar fi fost cel mai valoros, dacă era o piață liberă și în România, nu era comunism? Ce, de la echipă? Da. Nu știu, e greu de spus. Păi, tocmai de asta v-am întrebat. E greu de spus. Păi, da, era un Belodedici foarte tânăr și era fantastic. Era Belodedici atunci, făceam antrenamente și făceam și unul contra unul. Mamă, nu puteai să-l depășești. Era incredibil. Și el nu se retrăgea, nu te tatona. El te ataca. Belodedici era fantastic. Sigur că loții, Beloni, Tudorel aveau o vârstă. Dar și ei ar fi costat fantastic de mult. Okay, Steaua 86, mă rog, Steaua anilor 80, a doua jumătate, a fost o echipă mare pentru că a confirmat în Europa. Dar a fost o echipă care a fost acuzată în mod frontal și știți polemicile pe care și dumneavoastră le-ați purtat și Tudorel, mă rog, și alții, dar dumneavoastră și Tudorel ați fost cei mai vocali, cu Mircea Lucescu, care Mircea Lucescu spune mereu era pentru că ați avut o rivalitate din asta fantastică. A fost o echipă ajutată de sistem, Steaua, sau era atât de bună încât sistemul nu avea la ce să o mai ajute? Păi de ce n-a ajutat-o sistemul înainte de a forma această echipă, care în 5 ani de zile noi am cam dominat Europa. Adică în prima jumătate a anilor 80, spuneți. Da, de ce nu a fost ajutată? Că avea... Pentru că nu l-a avut pe Valentin. Și atunci avea în componență... Înainte de 84 la păi deci, Valentin a fost cel care a ajutat Steaua? Nu cred. Păi se vorbește că, vezi, domne Nicolae Ceaușescu era stelist și așa mai departe. Deci, de ce echipa Steaua București n-a fost ajutată înainte? De ce a fost ajutată după 83-84, când am format noi echipa aia? Păi țin minte că Steaua București, înainte de a veni eu, Lăcătuș, la... Terminam mai pe locul 4-5 și aveam componență de jucători buni, adică nu era Lot, era Iordănescu, era Dumitru, era... Marcelo Ducaru. Marcelo Sameș, da. Era echipă fantastică. Dar adevărul adevărat, că echipa Steaua n-a fost ajutată de absolut nimeni. A existat acel episod... Când a fost retrasă echipa după teren, s-a greșit atunci, într-adevăr. Dar de ce? Fiindcă noi am stat cu domnul Valentin de vorbă înaintea acelui joc, acelei finale. Și el era supărat că, uite, domne, am spus, domne, să pună un arbitru care n-are treabă cu Dinamo, care să se joace, domne, corect, nu știu ce, și ei a pus un arbitru care e angajat la Dinamo, nu mai țin minte cum îl chema pe arbitru care... Asistentul, cine? George Ionescu? Da, toți, da, exact, arbitri. Și el, probabil, ăsta a fost și motivul și mai era în tribună pe acolo, pe lângă el, nu știu cine era... Vadim Tudor, da, care întreținea atmosferă, cum știm că o întreținea el, și a făcut gestul ăsta de... Dar echipa Steaua n-a fost ajutată de nimeni și de nimic. Singurii care făceau tot ceea ce se întâmplă era Dinamo. De ce făcea Dinamo? Fiindcă aveau putere. Și Steaua cu Valentin nu avea? Nu avea nicio putere Valentin. Fiindcă Valentin, în viața vieților lui, n-ar fi vorbit cu cineva de așa ceva. Țin minte că noi jucam la echipe care... erau subordonate lui Dinamo, multe din campionat. Jucam la Bacău. La Bacău cred că jucam efectiv fotbal 15 minute. În rest,
stăteau mingile numai pe în tribună, numai pe afară, copiii nu dădeau mingile și așa mai departe. Și eu, Loții, când mai stăteam de vorbă cu domnul Valentin, ziceam, domnul Valentin, dar înainte de meci, de ce nu veniți și dumneavoastră la cabină să spuneți arbitrului să fie corect, să fie? Nu vă e rușine să nu mai spuneți mie așa ceva? Păi voi sunteți una dintre cele mai mari echipe din Europa și aveți nevoie să vorbesc eu cu arbitru sau cu și așa mai departe. Nu. Valentin era de o corectitudine și un om a fost un model pentru mine. A fost un model. Și de asta am fost probabil și așa de încăpățânat și de cum am fost eu. Valentin era un om care, gândiți-vă că era copilul președintelui și mergea cu noi în... Plecam în pregătiri din Italia, mergea cu noi și stătea cu noi la masă, îi plăcea lui, era sunat să vină la ziua lui, nu-l interesa pe el lucrurile astea. Era un om de o modestie formidabilă. Ați mai păstrat legătura cu el? Tot timpul. Păi înainte ți-am spus că mi-a sunat telefonul și nici nu știe că sunt... Sigur, vorbesc tot timpul cu el. Mai e pasionat de fotbal? Se mai uită? Mai vorbiți cu el de fotbal? Da, bineînțeles, da. Mai vorbesc cu el de fotbal. Când vede el câte ceva, mă sună și uite piții. Asta, că îl sunai și pe Tudorel, el cu Tudorel, cu Loții mai vorbește cu mine, da. Care vorbeam și când eram fotbalist. Deci un om deosebit. Deci revenind, poate se supără dinamoviștii. Poate se supără domnul Lucescu, dar eu spun realitatea și știm ghetele. Se va supăra. Ghetele de aur cum s-au câștigat, știm când se făcea 4-4. Păi ia sunați-l pe Zdrobiș să vă spună. Vreodată Steaua a mers la el să facă blat, să câștige meciul și întrebați orice președinte. Și o să vă spun adevărul. Steaua niciodată n-a făcut lucrurile astea. Eu, la Steaua cât am fost, un singur meci am știut, când eram în luptă cu Hagi pentru titlul de golgheter, care pe mine nu m-a interesat foarte mult și ăsta e unul din regretele mele, că eu puteam să câștig 5 titluri de golgheter. Și țin minte că echipa era obosită și am zis că trimitem jumate din echipă la Craiova și m-a trimis... Nu știu cine era general atunci, fratele lui Ceaușescu, domnul, nu mai țin minte cum îl cheamă, m-a trimis și pe mine și pe Duc Adam și să jucăm la Craiova. Eu am discutat cu Craiova să marchez eu goluri și să iau titlul de golgheter. Să fiți peste Hagi. Peste Hagi. Hagi juca cu Scorniceștiu la București. Și țin minte că Petre Desenicu era vicepreședinte atunci, și spunea, bă, piții, marci 10 goluri dacă. Ne Petre, stai puțin, că nu, eu nu vreau să marci niciun gol. Nu vreau, nu am venit să fac circ aici. O să jucăm în sfârșit. Am marcat 2 goluri la pauză. Hagi a marcat vreo 4 în prima repriză aici cu Sportul Zdențesc. Nu știu câte a marcat. Și eu la pauză i-am spus, vedeți că am mai stat și am ieșit afară. Am mai pus să marchez un gol. Adică, nu, Steaua n-a făcut lucrurile astea. Deci, niciodată, sau cel puțin eu nu știu niciodată. Păi mergeam la Scornicești, care se presupunea că Scornicești ar fi echipa noastră. Nu avem nicio treabă Scornicești cu... Țin minte când am vrut să-l luăm pe Bumbescu, să lea Steaua pe Bumbescu și eu i-l-am propus lui Neaion Alexandrescu. Îmi spunea Neaion, cum să mai luăm, mă, de la... Nu ne dă ăștia, o să fie o ceartă asta. Le da jucători la schimb și cu asta basta, luați pe Bumbescu. Îmi spus, mergeam la Scornicești, ne rugau jucătorii, bă, vă rog, eu nu ne dați multe, să ne faceți de râs, nu știu ce, nu știu cum. Bine, ne luam noi după lucrurile astea, noi jucam. Dar nu era să fie meci aranjat, să fie meci trucat și așa, și așa mai departe. Deci, Dinamo făcea lucrurile astea. Fiindcă mie mai îmi povestește domnul Valentin niște lucruri, dar nu vreau să le spun că îl supăr pe Lucescu. Păi bun, dacă sunt adevăruri... Păi sunt adevăruri. Trebuie spuse adevărurile, oricum, mai devreme sau mai târziu, să știți că ele ies la suprafață. Domnul Lucescu vrea să fie antrenor la Steaua. În 84, când? 85? Da. Domnul Valentin a spus, îmi povestește, Mircea, nu poți să fii antrenor tu la Steaua, fiindcă tu ești dinamovist, dar... Eu o să rezolv să mergi la Dinamo, antrenor. Dar ce te rog eu,
să fie corectitudine. Să joace frumos, nu mai existe nu știu ce, nu știu cum. Venea și ne spunea nouă, uite, m-a sunat primarul de la Buzău. Că s-au dus, că să câștige, că nu știu ce, că nu știu cum. Și era foarte supărat el, domnul Valentin, pe... Deci astea sunt niște secrete. Poate deci, practic, Valentin, și domnul Valentin pe Valentin mine, că spun. L-a refuzat pe Lucescu să-l ia la Steaua. Că dacă Valentin... Ok, dar acum vă întreb ceva. Să zicem că Valentin dădea curs. Că putea să dădea curs și lua pe Lucescu la Steaua. Da. Știindu-i valoarea lui Lucescu ca antrenor, credeți că performanțele Steliei ar fi fost mai mari cu Lucescu, antrenor? Nu cred. Nu, de ce? În primul rând, n-ar mai fi fost lotul care a fost. Nu, dacă venea Mircea Lucescu, probabil și aducea jucătorii lui după la Hunedoara, acum a făcut la Dinamo. Nu? El avea încredere în anumiți corect jucători, ceea ce e normal pentru, nu? Meciul cu Irlanda de Nord, nu, când l-am jucat. Mircea Lucescu a mers pe mâna jucătorilor lui, în care credea el și n-a jucat Bel, Odedic, n-a jucat Pițurcă, titular, n-a jucat Lăcătuș, n-a... Păi noi dacă jucam, îi spulberam pe ea. El a mers pe jucătorii care a mers el și cu care a avut succes. Nu? Și el a făcut echipă la Dinamo. Și Mircea Lucescu a făcut echipă la Dinamo foarte bună. Bun, ce am plecat noi atunci, da, în 89, eu, Tudorel, pleca să ia surclasa pe cei de la Steaua. I-a bătut a câștigat 3-0. Și cupa. Da. Deci a reușit să facă echipă bună cu tineri. L-a adus pe Lucescu, lui Pescu, pe Răducioiu. A reușit o echipă excelentă, foarte bună. E adevărat că în momentul în care Hagi vine la Steaua, a avut probleme mari de acomodare și a intrat în niște clinciuri, conflicte cu oamenii grei de acolo din vestiar, gen poate dumneavoastră, dar Beloni și Tudorel Stoica? Pentru că au fost niște ciocniri de personalitate, de orgolii, de... Nu, nu a existat. Sau s-a acomodat imediat? Nu, s-a acomodat. Și ca joc? Îl mai certam noi, el ținea de minge, el era individualist și în momentul când intra în posesia mingii, el tot timpul încerca să-și fixeze adversarul, să-l dribleze stânga-dreapta. Și se pierdeau secunde importante sau fracțiuni de secundă. Noi Steaua atunci jucam dintr-o atingere, însă a fost un jucător cu calități extraordinare și noi am continuat să avem rezultate, adică și cu el în echipă. Da. Da. Am câștigat Supercupa Europei, el a reușit să înscrie golul. Dar, în sfârșit, în momentul când au plecat câțiva jucători de la Steaua, s-a văzut, nu? Chiar cu el în echipă au rămas jucători după ce am terminat noi. Bun, s-a mai reușit o semifinală de Cupa Campionilor, exact, o finală de Cupa Campionilor, ceea ce este uluitor pentru... Ceea ce e uluitor, sigur că... Sigur că pentru o echipă, imaginați-vă, fără un dolar în cont. Da. Adică... bani, nu cred că duceați lipsă de bani atunci. Păi bani... Vă lipsea ceva atunci? Nu ne lipsea, dar la modul modest, așa. Adică modest, Barcelona avea 50 de mii de dolari primă și noi am avut un Aro mâna a doua, nu nou, mâna a doua de la... Și l-ați primit până la urmă? L-am primit. Noi primeam primă un video sau un player, nici măcar video. Nu. Deci, când era financiar, nu eram la pământ. Adică, se scria în presa străină, în Belgia. Belgia, Anderlecht, când a jucat noi cu ei, era poate cea mai bogată echipă din Europa. Belgia, Anderlecht atunci avea o echipă foarte bună. Avea doi jucători, Olsen, și fundașul central și Martin Olsen, fundașul stânga, erau câștigaseră atunci turneul final al campionatului european. Știți, cu nu știu ce echipă n-a participat, Serbia parcă sau nu știu cine, și au venit ei din vacanță și au câștigat turneul final. Nu, asta a fost mai târziu, 92. Anderlecht atunci erau cu foarte mulți belgieni, Belgia care a jucat cred că semifinală de campionat mondial, da, în Belgia, 86. Da, și danezi aveau ei. Care au câștigat mai târziu. Da, mai târziu, da. Care au câștigat mai târziu, da. Olsen, capitan de echipă și selecționer. Era o echipă formidabilă. Da, echipă formidabilă. Șifo atunci venise, mamă, ce jucător. Și aveau, într-adevăr, 5-6 jucători
Verkautener, Vandenberg, mulți jucători din naționala Belgiei, într-adevăr. Încă o rubrică, se numește Versus. Trebuie să faceți niște alegeri din fie două personaje, fie două echipe, fie două situații. Și o să îi rog pe lucrurile să dăm drumul să vedem. Am încercat să aleg cumva jucători fie pe același post sau, mă rog, comparațiile să fie cât de cât edificatoare. E drept că atunci când compar un jucător dintr-o perioadă cu unul din altă perioadă, poate complicat de ales. E mai complicat. Da, mă rog. E ales din aceeași perioadă. Până la urmă e un joc, nu e neapărat o chestiune în care să... Bun, prima alegere. Bănel Nicoliță sau Florentin Petre? Amândoi jucători care calitățile se asemănau, în sensul că din punct de vedere fizic erau fantastici amândoi, alergau foarte mult. Sigur că Bănel avea forță mai mare ca lui Petre Florentin. În schimb, Petre Florentin, când scăpa acolo în partea dreaptă, avea mișcarea mult mai bună, ofensiv, centra formidabil. Doi jucători care pentru o echipă de fotbal sunt fantastic de importanți. Imaginați-vă, Petre Florentin, jucător lipsit de forță. Da. Adică orice luptă cu adversarul pierde. Dar el nu ajungea să se lupte cu adversarul. De ce? Fiindcă era tot timpul cu o fracțiune de secundă înainte adversarul. Rapid. Exact. Nu, dar și ca plasament mă refer. Adică el, dacă avea un fundaș stânga care urca în atac și era foarte bun, foarte puternic, nu putea să urce, fiindcă el era tot timpul în fața lui. Avea un metru, doi în fața lui și atunci ăla nici nu mai urca. Dacă încerca să urce, urca și el. Deci, un jucător foarte, foarte inteligent. Dacă ar fi să alegeți, pe cine ați alege? Da, dintre cei doi. E foarte greu să aleg. Să zicem că sunteți la o echipă și trebuie să luați unul. Depinde ce, evident, ce echipă, ce am în echipă, de ce am nevoie, ce calitate. Pe amândoi aș lua, dacă ar fi. Să știi. Nu, aici chiar nu pot să fac o diferență. Petre Florentin a fost cu mine de, la tineret, de mic, de la 20 de ani, da. De la tineret. Da. Adică a stat cu mine mulți ani. Bun, mai departe. Următoarea comparație pe care noi vă propunem și noi să alegeți. Figo sau Robben? Amândoi jucători fantastici, dar un plus pentru Robben. Pentru Robben. Eu am jucat și contra cu echipa națională și contra Portugaliei cu Figo și contra Olandei, mai ales Olanda a fost pentru mine... Ați întâlnit? De câte ori ați întâlnit? E incredibil. Cum veneam la echipa națională, cu cine cădeam în grupă cu Olanda? Și le spuneam la băieți, veneam seara când aveam ședința tehnică, le spuneam, băi băieți, balauri ăștia, și când le spuneam balauri, toți râdeau și se descătușeau puțin. Adică avea o echipă, nu știai cum să-i ții și ce să tactică să alegi și cum să faci. Adică da. Erau toți formidabili. Olanda de astăzi nu are numele nici gând. Nici gând. Nu. Păi, dar nici nu mai e puternic Olanda de astăzi. Nici nu mai e. Dovadă că nici nu mai e. Da, dovadă că... Deci, da, ziceți... Pe Robben l-aș. Pe Robben. Pe Robben l-aș alege, da. Bun, mai departe. Aici să vedem. Cămătaru versus Răducioiu. E greu. Cami era jucătorul care trăgea o echipă după el, în sensul că mai vorbeam cu Irimescu, cu Ilie și spunea, bă, noi când suntem obosiți, o dăm tare pe Măgădanu acolo în față și o ține ăla pe acolo să luptă cu ei și nu știu ce. Da, e foarte greu. Răducioiu a avut niște calități fotbalistice de atacant formidabil. El a asemănat cu Florea Dumitrache într-un fel. Florea Dumitrache, totuși, cred eu că era... Mai tehnic, da. Dar avea o viteză de reacție și el, uite că n-a reușit. La calitățile pe care le-a avut, el trebuia să joace la Milan titular meci de meci. Fără nicio problemă, dar... Știu ce s-a întâmplat, nu știu, nici el nu avea forță. Ce ați alege? Dacă ar fi să-l aleg, l-aș alege pe Cam. Pe Cam, ok. Dinamo 89-90 sau Craiova 82-83? Ia să vedem aici. E greu, dar
sigur că o să spun Craiova, fiindcă sufletește așa. Și sufletește. Și acolo am crescut, acolo m-am format ca, și ca jucător. Dar amândouă echipele erau foarte bune, foarte puternice. Dar totuși pe hârtie. Aș merge pe mâna Craiovei, fiindcă totuși modul de pregătire în 82 era altul decât cel din 89. Adică Craiova, dacă spun eu că ar fi avut condiții și mai bune de pregătire și antrenamente la alt nivel, putea să ajungă și ei să câștige Liga Campionilor. Fără, avea o echipă formidabilă și ei. Am înțeles. Bun, mai departe. Romario sau Stoișcov? Romario, fără niciun fel de problemă, fiindcă Romario înseamnă artă. Stoișcov era pe forță, pe viteză, sigur, era eficient, dar Romario era incredibil, adică marcator. Nu doar marcator, era ceva ce... Vă aduceți aminte meciul ăla, Steaua cu... Îl țin minte că eu cu Tudorel deja jucam în Franța atunci. Am mers la Eindhoven atunci. A, v-ați dus la Eindhoven, v-ați dus la meci, da, și ne-am potolit. Am văzut pe ce s-a întâmplat. Și atenție, fusese 1-0 în tur și 1-0 pentru Steaua, minutul 15, cred că Lăcătuș sau cine dăduse gol. Jucător incredibil, incredibil. Și Stoișcov a fost jucător... Mare, foarte și Stoișcov, da. Mare de tot, da. Dovadă că amândoi au reușit să se impună la Barcelona, Barcelona în care erau doar trei străini, nu ca acum să joace străini. Titulari, adică fără drept de apel. Bun, apoi, două nume mari din fotbalul nostru, jucători foarte asemănători, așa din punctul meu de vedere, dar dumneavoastră e important ce spuneți. Mutu versus Adrian Ilie. E greu de spus. Nu știu. Amândoi fotbaliști formidabil. Totuși un plus pentru Adrian Ilie, fiindcă el a reușit să joace la un club de tradiție din unul dintre cele mari. Fiindcă în Spania sunt trei cluburi mari, adică e Real Madrid, Atletico de Madrid și Barcelona. Da. Valencia urmează cu Sevilla. Și a reușit, nu știu câte finale de... Două finale de A jucat două finale de Liga Campionilor. Era formidabil. Mult mai tehnic. Mai tehnic a Adrian ca Mutu. Adrian Mutu era marcator. El era simplist, avea o forță fantastică și marca. Era marcator, execuții. Deci, și Adrian Ilie avea niște execuții. Înclinați mai spre Adrian Ilie. Mai spre Adrian Ilie, dar fiindcă a reușit niște performanțe. Da. Adică... Mergem ceva mai în spate. Cornel Dinu versus Ștefănescu. Ca jucători, evident, discutăm acum. Mi-au plăcut foarte mult. Mi-au plăcut amândoi. Cu Costic am și jucat la Craiova. Dar cred că Dinu... era un jucător fantastic, adică... Împotriva lui ați apucat să jucați? Nu. Împotriva cui? Ludinu? Da. Sigur. A jucat, nu? A jucat, era așa rău cum se... Că, eu nu l-am văzut jucând, de asta vă întreb. Era la Scornicești, da. Era agresiv. Era puternic, era agresiv. Era agresiv. Bun, el, cred că mijlocaș central. Da, mai degrabă. Își arăta adevărata valoare, fiindcă avea acele pase lungi cu stângul, dreptul, sau cum i-o dădea lui Dumitrache, adâncime, incredibil. Și era un luptător. Costică Ștefănescu, în schimb, era mai tehnic, un jucător mai cerebral, dar Dinu, din punctul meu de vedere, era peste, da. Ok. Revenim în zilele noastre, așa, la doi coloși. Lewandowski sau Haaland? E greu. Lewandowski nu mai este ce a fost. Acum, în momentul ăsta. Cel mai bun nivel al lui Lewandowski cu cel mai bun al lui Haaland. Dacă ar fi să-l iau pe Lewandowski la joa. Pe Lewandowski. Cât timp a jucat la Bayern. Fiindcă el se pretează și la combinații. În Corect. Schimb, Haaland mai sare mingea din el. De multe ori chiar. De multe ori, da. El bazează pe forță formidabilă și execuții. Are și el execuții.
Dar dacă e să le iau așa în timp, Lewandowski, pe Lewandowski l-aș lua. Johan Cruyff sau Zidane, dar ne referim la jucători. Johan Cruyff, trei clase peste Zidane. Serios? Johan Cruyff, am putea spune, mulți spun, și eu sunt unul dintre ei care cred eu că a fost unul cel mai bun fotbalist din lume. Peste Maradona? Peste Maradona, peste toți. Okay. Adică Cruyff, țin minte că eram puși și eu țineam cu Inter. Și știți că a jucat finala Ajax-Inter. A bătut Ajax 2-0 în finală. Era un jucător, în afară de faptul că era cerebral, avea niște ruperi de rin care erau chiar inumane. Adică atât era, așa era de uscat, și am auzit că au jucat și cu Steaua în Ghencea. Da, când era la Barcelona. Când era la Barcelona. Da. Fuma la baie, își fuma, că el fuma numai gitan, am înțeles, și făcea masaj prin apă pe acolo. Adică avea niște calități și o calitate. Când a devenit mai matur la echipa națională, juca mai retras și el făcea toate fazele. Nu știu dacă ții tu, au jucat cu Germania într-o finală și îl ținea marcat jom la om pe tot terenul Vogt. Iar în minutul 4 a fost o fază, a primit o minge și a driblat, a intrat de care eu și a obținut penalti. Au luat bătaie până la urmă în final. Deci, Cruyff. Pentru mine, Cruyff e... Am înțeles. Ia să vedem la următoare. Mircea Lucescu sau Anghel Iordănescu? Ca antrenori. Și aici e foarte greu de spus. Eu am lucrat și cu Mircea Lucescu când eram jucător. Da, da. La echipa națională. De fapt, cu el am debutat. Și pentru asta o să-l țin minte toată viața. Cu el am debutat la echipa națională, chiar dacă am avut meciuri foarte puține la echipa națională, am vreo 13 meciuri. Și Puiu Iordănescu, când eram jucător, a plecat Neimi la echipa națională și a rămas el antrenor la... Sigur că se mai consulta cu noi, cu cei mai în vârstă, cu... Și chiar l-am ajutat atunci, că nu era ușor să vină el. Nu prea l-a ascultat nimeni atunci la început. Pe urmă, când a prins și el rădăcini, a început să mai țipe, să exteriorizeze cum a făcut-o pe urmă. El avea ieșiri destul de dure, Iordănescu. Bun, pe vremea când eram jucător, am învățat mai multe lucruri de la Mircea Lucescu, fiind la echipa națională. El, Mircea Lucescu, fusese antrenor cu câțiva ani înaintea lui Puiu Iordănescu. Deși, practic, Iordănescu... ați lucra mai puțin cu el, că la echipa națională era o perioadă mai restrânsă. Da, o perioadă, dar da. Avea discuții cu tine, antrenamente care îmi plăceau foarte mult, cum le făcea. Erau atipice pentru vremea aia atunci. Da. El, Mircea Lucescu. Pe urmă, Puiu Iordănescu a obținut rezultate, cred că are rezultate mai bune ca Mircea Lucescu. Nu știu dacă sunt rezultate mai bune. El, deci, Puiu Iordănescu a câștigat o supercupă. A câștigat și Lucescu supercupă? Da, și a câștigat și Cupa UEFA. Și Cupa UEFA, da. Și supercupă, da. Cu Iordănescu a mai ajuns în semifinale și finala Ligii Campionilor. Da. Bun, și antrenorii... Și antrenorii sunt, rezultatele vorbesc pentru ei. Dar Puiu Iordănescu a avut și șansă ca antrenor. Mircea Lucescu, în schimb, a creat echipe, ăsta e adevărul, și la Dinamo. Așa cum a fost atornic, adică s-a dus la Shakhtyor, a stat câțiva ani de zile buni. Mulți de tot. Asta datorită valorii lui. Nu? Și pe unde a fost? Prin Turcia a obținut rezultate. E greu să spui care e mai bun dintre ei, fiindcă eu, în general, un antrenor văd cam ce
reușește la o echipă numai din punct de vedere al rezultatului, ci ce face la această echipă. Cum crește jucători, ce jucător dă. E bine, Lucescu a reușit. A trecut prin mână mulți jucători tineri pe care i-a făcut și i-a adus la un anumit nivel. Așa cred eu că trebuie să fie un antrenor. Așa un antrenor care vine și obține un rezultat și pleacă și așa mai departe. Nu, nu. Eu văd un antrenor care trebuie să stea 4-5 ani la un club, să muncească, să o ia... Și să lase ceva palpabil în urmă. Să lase ceva în urmă. Că... Da. Da. Mai avem o... Asta se referă la dumneavoastră. Dumneavoastră ca jucător sau dumneavoastră ca antrenor, dacă ar fi să faceți o alegere aici, o alegere de suflet, așa, ce v-a plăcut mai mult? Perioada ca jucător sau perioada ca antrenor? Nu trebuia să-mi pui întrebarea asta. Aș da orice să mai pot să joc. Aș da orice și... Orice elev de-al meu pe care l-am avut jucător, tot timpul l-am învățat, bă, cât mai poți juca, joacă. Asta nu o să te mai întâlnești niciodată cu... Nu. Mi-a plăcut cariera de jucător. Nu se pune problemă. Păi ca antrenor n-am obținut mare lucru. Ci să obțin mare lucru. Ca antrenor, campionate, să câștigi Liga Campionilor, să câștigi un campionat european, asta e să câștigi ca antrenor. Sau să lași în urma ta ceva. Adică eu, din punctul ăsta de vedere, sunt mândru, fiindcă eu am muncit cu echipele la care am fost. Adică dacă iau Steaua, ajuns o Licuia în semifinale, dar eu cu mulți dintre jucătorii care au jucat atunci, am muncit vreo 4 ani și ceva cu ei. Era greu să ajungă fotbaliști mari, Rădoi, Neșu, Paraschiv, cu care am muncit ani de zile. La noi, în țara, în România, din păcate, nu se mai muncește astăzi. Nu se mai muncește astăzi, se vine o oră și se pleacă de la stadion. Ăsta e și motivul pentru care mulți jucători talentați la noi se pierd sau merg în străinătate și nu pot să dea randament, fiindcă nu se pot lupta cu... La noi, jucătorii de la, care vin de la junior, sunt neinstruiți, sunt nepregătiți fizic, psihic. Eu cred că un antrenor bun la un club, 2-3 ani de zile, trebuie să muncească pe rupte cu ei. Altfel, rămânem tot la nivelul care suntem. Astăzi, 2-3 săptămâni vacanță și venim și în prima zi jucăm. Ce înseamnă asta? Păi organismul ăla e pregătit să joace meci? Apropo de cât de pregătiți suntem, sunteți mai degrabă optimist sau mai degrabă rezervat, ca să nu zic pesimist, în perspectiva campionatului european, acum analizând România pentru la vară? Da, sunt rezervat. Sunt rezervat, fiindcă eu nu am crezut că echipa României se va califica. Nu ați crezut? Nu, n-am crezut, fiindcă vedeam ce se întâmpla înainte. Și sigur că în același timp am văzut echipele, dar mai ales țintarul grupei, cum am avut meciurile. Deci computerul ăla trebuie să-i mulțumim toată viața cum am avut noi meciurile, dacă numai computerului putem să-i mulțumim. Cum am avut noi meciurile puse. Exact pe placul lui Pui Ordănescu erau meciurile alea. La culmea a fost că jucam și cu Elveția ultimul meci. Adică în cazul când erau calificați ei să nu mai depună armele. În sfârșit. Da, sunt rezervat. Destul de rezervat, fiindcă nu am foarte mare încredere. De ce nu am mare încredere? Fiindcă nici faza defensivă nu o jucăm foarte bine, nici nu suntem foarte puternici pe plan ofensiv. Adică când joci cu echipe bune și avem niște exemple, nu? Chiar cu ultimul meci, cu Columbia. Prea multe ocazii pentru adversar. Prea multe ocazii. Cu Elveția am pregătit meciul să jucăm defensiv. Că juca 5-4-1, mi-aduc eu aminte, prea multe ocazii. Deci, ceva nu avem bine pus la punct. Asta trebuie să gândească Edi Ordănescu, să-și pregătească mult mai bine faza defensivă,
ca adversarul să n-ajungă ușor să finalizeze. Care dintre cele trei meciuri credeți că nu decisiv, că nu putem ști, dar nu decisiv, este că... decisiv meciul prim. Ucraina. Ucraina, da. Dacă nu reușim cel puțin un punct, șansele sunt minime. Mai ales că... Atenție, dacă nu reușești, dacă pierzi, poți să nu câștigi niciun punct. Fiindcă, fiindcă cu Belgia e greu, foarte greu cu Belgia, cu toate că nici Belgia nu mai e ce a fost. Și ultimul meci jucăm cu o echipă de forță, atenție. Iar noi după două meciuri, eu spun din experiența mea, da. E foarte greu să jucăm la același nivel fizic, psihic, meciul 3, iar ei au forță, jucătorii. Da. O să vedem. Poate o să vedem, da. Foarte important. Bine, cred că știe toată lumea lucrul ăsta. E primul meci. Primul meci, da. Cum vă ocupați timpul în momentul de față? Dacă totuși nu mai sunteți în fenomen, adică care e viața pe care o aveți în momentul ăsta? Sport, afaceri, nepoții, am ce face. Fotbal, cât cuprinde. Vă mai trebuie afaceri la vârstă sau nu vă bucurați de... Afaceri, nu fac eu afaceri, am copiii care aleargă, dar sunt activ și eu. Facem aia, facem aia. Nu fac afaceri, n-am fost în afaceri, nu mă pricep. L-am ajutat pe Alex cu bani și numai în țara românească se putea întâmpla ce mi s-a întâmplat mie. Și toată lumea tace acum. Nu mai zice nimeni nimic. Am înșelat armata, am vândut astea false, măști. Și da. Măcar nu era vorba de măști. Da. Dar chiar care vorbeam de mass media. Vorbeam de mass media. Care, fără să știe, fără să cunoască, s-au aruncat în... ajunsese pițurcă care în afară de faptul să dau bani firmei fiului meu care a făcut afacerea foarte corect, nu făcuse nimic. Și am fost legat cu cătușe. Adică asta e instituția statului, DNA-ul, mi-am dat seama ce înseamnă. Deci, ceea ce se întâmpla odată, se întâmplă și acum, din păcate. Acum au pus dosarul la dospit. Bineînțeles că n-a fost nimic, s-au luat declarații. Eu nu cunoșteam pe nimeni din acei oameni. Habar n-aveam cine sunt, cum sunt. Habar n-aveam că o să se facă cu armata afacerea. Că mi se imputa faptul că m-am văzut cu un personaj, care el era personajul cheie, care l-am văzut o jumătate de oră și că aș fi cumpărat eu încrederea lui sau... Adică e incredibil așa ceva. Și vorbind de afaceri, eu n-am făcut niciodată afaceri cu statul și n-am făcut nici acum. Că s-a vândut la MAPN. De fapt, de ce? Și aveau ei nevoie, fiindcă ei nu puteau să... Dar acum afaceri, când spuneți că aveți afaceri, ce? Imobiliare? Ce anume? Da. Imobiliare, în general. Imobiliare, da. Am făcut un bloc, mai facem un bloc. Așa, vă spuneați înainte de a intra în... să înregistrăm acest podcast, că aveți aceleași kilograme ca în perioada în care ați fost jucători, ceea ce mi se pare uluitor, realmente. Da. Exact. Și mă interesează cum reușiți, adică faceți sacrificiu din ăsta mare, nu știu, sport în fiecare zi, sunteți atent la ce mâncați, sau... Da, sportul nu are mare importanță, are mare importanță pentru tonus. Sănătatea ta, da. Pentru tonus. Alimentația e cea mai importantă, ca să-ți menții greutatea. Adică trebuie să mănânci ponderat, puțin. Și reușiți să faceți asta, înseamnă. Reușesc să fac lucrul ăsta. Sigur că mai sunt zile când ai poftă să mănânci mai mult, mai ales când vin sărbătorile. Adică la sărbători m-am îngrășat vreo 3 kg, am pus. Organismul fiind învățat să mănânce puțin, de Crăciun, sigur, se taie porcul și la Oltenia, asta e cea mai mare plăcere, să mănânci o sarma, un cartaboș, cărnaș și așa mai departe, ce se mănâncă. Și m-am îngrășat în decurs de 7-8-10 zile, fiind cu familia, stând acasă. Chiar dacă făceam 7-8-10 km pe zi, că la asta nu renunțam. Deci alimentația e cea mai importantă. Depinde
cum reușesc să mă... Și științific astăzi se dovedește că cel care mănâncă puțin trăiește ani mai mulți. Da. Ultima întrebare și vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat dialogul și mi-a făcut plăcere, sper că și dumneavoastră. Dacă e să vă uitați în urmă, să faceți așa o... să rememorați întreaga dumneavoastră viață, de ce sunteți cel mai mândru în viață? Indiferent ce alegeți. Adică puteți să alegeți copii, o carieră, habar n-am. Faptul că ați fost, cum spuneți dumneavoastră, un tip care v-a plăcut să pierdeți pe mâna dumneavoastră dacă e să pierdeți. Ceva anume, dacă vă uitați acum așa repede în urmă. Da, sigur că sunt și regrete. Cum ar fi? Normal. Păi, unul din regretele mele este că n-am reușit în finală să am jucat, câte finale am jucat? Vreo 4 finale n-am reușit să marchez un gol. Aia a fost cea mai mare supărare a mea. Pe urmă, cu echipa națională n-am reușit să mă calific la un turneu final de campionat mondial. Adică, asta m-am gândit tot timpul la... Pe urmă, sunt foarte fericit că am avut o familie extrem de reușită. Când vorbesc de familie, vorbesc de absolut toată lumea, adică de părinți, frați, nepoți, acum. Adică sunt mândru de lucrurile astea. Pe urmă, sunt fericit fiindcă lumea mă respectă. În mass media nu prea se observă acest lucru, dar lumea mă respectă foarte mult. E și un dezavantaj, fiindcă sunt cunoscut în toată lumea, oriunde m-aș duce, nu pot să fac așa sau așa, că sunt recunoscut, da? Chiar vă oprește lumea pe stradă, așa că mergeți prin mall sau nu știu, la... Da. Pentru că e un sentiment plăcut, totuși. E și un sentiment plăcut, dar... Sau vă și agasează așa de mult? Acum nu mai mă simt agasat. Înainte eram în mijlocul atenției tot timpul. Vezi, eu m-am retras foarte mult. Am fost rugat și de voi, și de Digi să vin. Am vrut să am parte de o perioadă de liniște, să nu mai fiu în focul reflectorului, știi? Fiindcă simți nevoia de... Și apar mai rar. Sigur, mă sună foarte mulți cunoscuți, amici. Dom'le, dar vrem să vii, vrem să te vedem. Care mai e părerea ta? Care... Da. Cam astea, Dane, sunt lucrurile. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sănătate. Mulțumesc. Sper să ne mai întâlnim, că bănuiesc că mai aveți amintiri multe, să le... De până, bănuiesc că vă fac, unele dintre ele vă fac și plăcere să le mai povesti, da, să vă aduceți aminte, da, că așa se întâmplă când privim în urmă. În regulă, îți mulțumesc și eu și îți doresc la fel. Numai bine, mulțumesc, sănătate, că... și mulțumesc frumos. Baftă în meseria ta. Ne oprim aici, evident că, așa cum vă promiteam la început, în episoadele următoare o să avem și alți oameni care, repet, au fost relevanți în ceea ce înseamnă un campionat european sau o participare a României la un campionat european. Pe data viitoare.